mare cu 0,1, 0,3 și respectiv 0,5. Știm că area secțiunii axiale, area secțiunii axiale este 240 cm pătrați. Area secțiunii axiale, secțiunii axiale este 240 cm pătrați. Calculați A mic, R mare, R mare, B, B mare, V mare. Ce mic, înălțimea H mare, con, înălțimea conului, ce? H? H con. H con. A conului din care provine punctul. Da, H con, am înțeles. Da. Că am dat nu conului, ci a conului mare. H con mare. H conului mare, din care provine punctul. H con, a conului din care provine punctul. Așa. Aștept la o inițiative. Păi, care secțiune axială este din Cătălin? Aia secțiunea axială e A, B, B, prim, A, prim. Așa. Aia. A, B, A, prim, trapezul acela. Trapezul, da. Aia că e izoșel. Sigur că da. A, păi, dacă e izoșelit. Nici nu capă discuții, nu fie decât izoșel, adică generatoare. Adică la probleme paralele sunt aia. Să mai notăm încă o dată aia cu capa, se rezolvă numai în capa. Deci scriem directa proporționalitate. Așa, da. Zic, te rog, te vorbește. R mic. Deci faptul că avem R virgulă H, R mare virgulă H. H direct proporțional cu 0,1, 0,3 și 0,5. Rezultă de aici că R mic supra 0,1 egal cu R mare supra 0,3 și egal cu H, ma, cu H supra 0,5. Și asta egal cu cap. Ale, după cum vezi directa proporționalitate, cum te pronunți? Cum va fi H față de R mare, R mic? Bă, nu, nu, zero, nu, nici ceva. Cum va fi deodată să ne pronunțăm? Mai... Între mare și R mic trebuie să fie R mic mai mică decât R mare, dar H față de ce este a doua. Mai mică. Bă, nu, mai mare. De ce? Dacă e mai mic, e mai mare. Păi nu. Păi nu. Păi nu, vedem și spunem exact din motivul ăsta, e mai mic, mai mare. Deci, dintre cele trei dimensiuni, care e cea mai mare? De ce? E pe 0,5, mai mare, decât ori. Sigur că da. Fiindcă e supra 0,5. Da, e supra 0,1. Adică, directa proporționalitatea îi spune așa. Cum sunt numele acestea, în ordinea asta, așa vor fi, asta așa, sunt și acestea. Deci cum sunt astea? 0,1 față 0,3 față 0,5. Care e cea mai mare? 0,5. Așa sunt și el, el mare și așa. Pentru că sunt direct proporționale. Deci așa cum sunt, sunt ele, sunt și cealaltă. Și acum, egal aici cu cine a spus, egal cu mă, ca, ca, ca. Și de aici se rezultă de... Suntem la 10. Egal cu ca ori 0,1 și zice ca pe 10, nu? Da. Deci egal cu ca supra 0,1, care înseamnă, sau K, ori 0,1. Ori 0,1, care înseamnă K supra 10. E 1 pe 10. Iar mare, la cum ar ia? K ori 0,3, care înseamnă? Și egal cu 3K pe 10. 3K supra 10. Și e H 5K pe 10. Bine, 0K ori 0,5. 0,5 și egal cu 5K pe 10 sau K pe 2. 2.
Și atât că avem aceste mare, mic și cam H-ul în momentul de față. Bun, haideți câte mare în funcțiune axială cât? E bază mică cu doza mare în lățimea asta 2. Facem și asta. Așa. Aria. Secțiune axială. Ai care a luat prim, pe prim, va prim? Adică e vorba de aria în trapezul ei. A prim, pe prim, a prim. A prim. B prim, a prim. A prim, B prim. A, B. A, B. B, A, ca să nu avem două ordine. Da. B, A. Și se cadă cu A, B plus A prim, B prim. Baza mare, A, B. A, B. Plus A prim, B prim. Plus A prim, B prim. Ori O, O prim. Ori or, H, O, O prim. Supra 2. Supra 2. Și egal cu A, B. Păi ținu știle, bără, nu știm H și A, B. Nu știm pe AB, dar știm că AB e două raze. Da, e două raze, AB e mai mare. Deci în loc așa de, deci în loc de R mare punem două ori ăsta. Da. Deci va veni 2 ori... 2 ori ca... 3 ca pe 10. 3 ca supra 10. Plus... Plus 2... Deci de două ori? Păi nu de două ori. Raza mare, A, B, tot? Așa. Da. Deci două ori. Raza mică. Două ori. Raza mică. Adică K, P, 10. Ori O prim care e K, P, 2. Totul de mulțit cu... K, P, 2. K, P, 2. Totul și totul asta supra 2 este egal cu... 8. Îi dă autor. 240. 240 cm pe stație. Echivalent. 8 cape diferențe, 4 cape 5, 8 cape 2. Aici cât avem? 2, 3, 6 și 2. 8 cape 10. Aici 4 cape 5. 4 cape supra 5. 8 cape 2. Ori ca supra 2. Pe 2. Egal cu 240 ori 2. 480. Deci, cape ori 2. Cape 2. Egal cu 480. Egal cu A de aduce la cea cu 240 ori 2, face egal cu 480. 480 centimetri pătrați. Echivalent mania cu... 4 cape pătrați. Se ridicăm aici 4 cu 2. Da. Bine, 2 ca pătrat supra 5. 2 ca pătrat supra 5. Egal cu 480. Egal cu 480. Se putea printr-un 2, egalitatea. Ca pătrat. Ca pătrat. Egal cu 5 ori. Am și am plecat la 5 ori. 240. 240, 12 ori 10 ori 2. Deci, adică 4 ori 3. Egal cu 5 ori 5 ori 2 ori 5. 2 ori 5 din cauza 10. Iar 24 e 3 ori 8. Da? 3 ori 8. 8 înseamnă 2 la 3. De acord? Da. Și face 5 la a doua, ori 2 la a patra, 5 la a doua, ori 2 la a patra, ori 3. Și 5 ori 4, 20 la a doua. Asta e ca pătrat, da? Da. De unde ca simplu, va face 20 la a doua. 20 la a doua. Și am aflat acolo de proporționalitate, de deci, apă, dacă se implică, ne întoarcem. Și aproape, iar mare e mic, da? Da. Ce zici? Iar mare va fi egal? Sau... Iar mare e mic. Iar mic este ca supra 10. 20 radicat din 3. 2 radicat din 3. E supra 10, da? 2 radicat din 3. Iar mare e 3 ori 2 radicat din 3. 3 ori 2, 6 radicat din 3. Observați că așa vine, da? Da, așa se vede. Adică de 3 ori 2 la egal din 3. 6 la egal din 3. 6 la egal din 3. Și marginul este... ca
cafe 2, adică 10 radicali din 3. 10 radicali din 3. 4. Și am aflat în felul ăsta iermare, iermic și paș. Bun, vrea volumul. Mergem pe volumul trunchiului și zicem că e 4 pe 3 egal cu H. 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 Supra. Pe lângă ier, la ier mare, la ora cu semne la doua. O plus pe ier mare, ori ier mic. Și egal cu P. P. Ori H. O K pe 2. 10. 10 la 3 din 3. E o 10 radical din 3. Supra 3? Supra 3. Pe lângă 3, 6 ori 3, cât e 108? 108. Plus 12. 4, 3, 12. Plus 12 ori 3. Iar mare ori nimic. 12 ori 3, cât fac? Iar mare. 12 ori 3. 12 ori 3, 3, 6. 3, 6. Plus 36. Ba, egal cu, o să vedem, 8 ori 10 radical din 3 pe 3, ori 156. 156. Care se poate la 352, deci 520 radical din 3, 520 radical din 3 pi. Da, asta. 520 radical din 3 pi. Pi. Și unitatea? Centimetri cubi. Cum? Centimetri cubi. Centimetri cubi. Da. Da, da, 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 vezi unitatea, ciclul care am făcut și pui centimetri cu mic și cu acesta am calculat. Deci, volumul, să scriu aici pe dată, este egal cu 520 radical din 3 pi centimetri cu mic. Asta e punctul de acesta am calculat și eu. Și acum pentru punctul H, așa că înseamnă că problema trebuie da, la trecut, nu? Păi mai mult și la... A, cum a fost? Ce da? Deci poate să mergem acolo în urmă. Vreau foarte mult trecut. Sigur. Adică și e ca aici de o... Ai văzut? Cu 250 radical din 3 pi. Care e egal cu... Ce? Deci, mi-am amintit cum am spus. Vă zic de o parte. Ai cu două volume, volumul unul mic, volumul mic și adevărat cu R plus R mic cu semnale, totul la treia. Așa am spus, de un volum mic pe volumul de mai, deci pe V1 pe V2, prin V2 am zis volumul mare, parcă. Da, volumul deci era R mic. Con mic și con mare. Mare. Egal cu R mic supra R mare, totul la R. Egal cu R mic supra R mare, totul la R. Acum vedem ce mic și R mare, cât e mic și R mare? Și de la din 3 e. Pe 1, pe 2, minunat. Egal cu R mic. Da, R mic e 2 radical din 3 și R mare e 6 radical. 2 radical din 3 e la 3-a. 2 radical din 3 supra 6. 6 radical din 3, totul la și egal cu... Deci, eu nu am să zic așa cum ai spus tu. Doi radical, trei la trei, nu știu. Dar dacă eu am șansă să simplific în trei, îi se ridic, da? Și egal cu 1 pe 3. 1 pe 9. Totul la a treia. Și la ce 1 pe 27. Nu? E 3 la a treia, face 27. Bine, bine. Și acum avem V1 pe V2. Egal cu 1 pe 27. Adică V2 egal cu 27 pe 1. Deci ar fi valet, tu, V2 egal cu 27 pe 1. V1 este V2
sunt trunchi. Deci, hai să zicem invers. Din V2 scădem pe V1. Păi da. V2 minus V1 egal cu V1. Să nu scoate de prima, pe V1. Păi noi să facă sistemul să se vadă bine, facem o lucrare aici ca să... Trebuie să fie văzute de cei care ne urmăresc. Deci V2 minus V1 egal cu volum trunchi. Și echivalent, va spune că V2 este egal cu 27 V1 și V2 minus V1, V2 minus V1 egal cu volumul trunchi la mafa 4. Da, 240 radical din 3. Da, 520 radical din 3. Fi. Și acum aflăm volumul cui? Volumul mic. 26 V1. V1. Da. Volumul mic. 26 V1 egal cu 520 V3. Deci, lucrăm la acolo. Locuim pe V2 aici și apare 27 minus V1 egal cu 520 fi, nu 520, dar egal din 3 fi. Ce ce am însemnat? Că 26 V1 egal cu 520. Nu mai pășesc așa repede relațiile. Eu am și alt interes. Am și interesul ca să se filmeze și să fie urmărit lecția. Deci nu o fac numai pentru tine. Tu ești doar în prilejul de a face discuția. 520 radical din 3. Ce ar însemna că V1 va fi egal cu 520 radical din 3. Totul supra 26. Adică 20 20 radical din 3. Asta e V1 volumul comun de mic. Prin V1. Uitați, a scris, uitați, V1 volumul mic. V1 volumul. Acum ați la V2. V2, 27 ori 20 radical din 3 fi. Așa. Puteam să ne gândim să-l atunci deodată pe V2. Că nu ne trebuie inversiunea comunii care propine. Da? Deci V2 ne trebuie. Acum, na, l-am aflat pe el. E V1. V2 egal cu 27 ori 20 radical din 3 fi. 27 ori 20 radical din 3 fi. Adică 540 radical din 3 fi. 540 radical din 3 fi. Bun, și acum să vedem. V2 ce e? Volumul mare. Cum? Deci volumul V2 egal cu V cod mare. Și fac cu V pătrat cod mare supra 3. Cod mare. E pătrat. E mare pătrat. Ori H supra 3. Stotul 3. H cod, da? Cod mare. Da. Și mai sunt 540 radical din 3 pi. Și egal cu 540 radical din 3 pi. Radical din 3 pi. Și aici ar fi echivalent. Pentru pi. Pi în stânga și dreapta. Și apare... Facem ori 3. Ai dat cel același viitor, nu? El, da. El mare pătrat. Ori. Ori U. Egal cu 540 radical din 3 ori 3. 540 radical din 3. Ori 3. Ori 3. Pun 3 în față. Da. Și... El e H va fi egal. Cu... 3 ori... Lăsăm așa, lăsăm așa. 3 ori 540 la final. Știm e mare cât e doar, nu? Supra... R mare la a doua, știm cât e. Da, R mare este... R mare, nu? Da. Și o să fie radical din 3. Adică 36 ori 3. 36 ori 3. 36 ori 3. 3 se duce.
40 împărțit la 36 este 15. Cât? 15. 15 aici și 15 aici. Egal, 15 radicale de diferență. Și am aflat volumul. Am aflat înălțimea cu portul din care vorbim cu ei. Iată, am prins și problema asta. Ce a fost aici? Din nou, direct la proporționalitate, din nou chestia aceea cu raportul volumelor egal cu raportul de asemănare. Aceasta trebuie ținută minte și am mai spus încă o dată, o spun, încă o dată am să o spun. Până când voi o să rețin. Până când voi o să rețin și să o aplicați fără nicio emoție. Și la piramide am spus și la con. Era chiar în fața mea. Chiar în fața mea era și n-am pus. Așa? Da. Și profesor, nu vă dată ori la clasă. Era de așteptat, că așa asta este o... Și mai bine. Eu nu am dat-o la clasă chiar, dar eram în colegi. În colegi era pe mică. Că ai fi vapor. Am înțeles. Și acum să continuăm pe problemă. Una mai avem. Oh, da, mai fac ai strigut. Uf, am auzit. Și facem... Aia nu știu dacă niște emoții. Totul nu e. Nu. Vede, vede. O oameni circula. Uite cum ai ieșit de ce și așa. Pentru trunchiul de con format, calculați.
Se înfășoară. Adică bea primul bea la... A, aprind, vine peste pe bea primul. A, aprind, vine peste... Da. Se înfășoară. Da, da, da. Nu vine a prim arată prunghiul ăsta. Da? Deci, să zicem, iem, iem, pe, iem prim, iem prim, iem prim. De ce ne arătăm cu abei? Pentru că prin, eu vreau să atrag atenția că arcul ăsta abei, care este un sfert dintr-un cerc, da, e tocmai lungimea cercului de aici. Și dacă pun AB, fac, creez o confuzie acolo. Adică de două ori la apoi în nu? Da. Alo. Da, eu sunt. Vă rog. Da. La articul 2 de cuci, la articul 2 sau la matematică? Așa. Dar de unde nu mai amintesc de când, când am vorbit, ce s-a întâmplat. Eu sunt în timpul unei lecții acum. Dacă, dacă mă vrei să vezi pe microfon online, sunt pe microfon online TV acum. Sunt în direct. Da? Și ce spui acum nu pot să răspund. Un pic mai târziu, după ora 10. Nu mă sunat, nu mă deranjați și tocmai spun că atunci pot să fiu liber. Până atunci sunt preocupat. Perfect. Pentru puțin. Bine. Deci... Așa. Deci după înfășurare, deci pentru trunchiul, pentru trunchiul de bon format, calculați. Ani. Am. Deci pentru trunchiul ăsta. Da, să calculăm. A. Generatoarea trunchiului. Generatoarea. E notată cu gen mic la E. E gen mic, cum e gen mic. Egal cu cine. Volumul trunchiului. De fapt, gen mic este în situația noastră. Iem prim. Iem prim. Egal cu cine. Bun. Volumul trunchiului, da, bine. B. Volumul egal cu cine? La ce? Înălțimea conului, H mare, adică? H mare, așa mă întrează de aici? Da, H mare la con și H mic la trunchi. A, hai să zic H. Bun. Da. Și D. Sinusul unghiului format de generatoarea trunchiului cu planul bazei mari. Așa. Adică sinusul unghiului de aici. Sau din partea cealaltă? Sau din partea cealaltă, din partea asta, nu? Mm-hmm. Formate general, pare cu baza... Adică care? Iem, prim, iem, iem? Adică eu vorba de iem, 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 prim. Și atunci în partea cealaltă. Și la fel la cum vine. Da, vine cu noi. Bine. Bun. Și ce s-a făcut? Iem prim. Ce avem? Și sinusul unghiului, să zic, sin de iem prim. Iem. 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 Bun, da. Trebuie să-l aflăm prim. Iem prim. Hai să ne mai amintim, să mai primim o dată. BB. BB este de 8 și BB prim este de BB prim de 4. Așa. Deci înseamnă că BB prim și BB prim sunt congruente. Egale. Da.
Înseamnă că conul ăsta e de aici mic, e, are latura egală cu ăsta. Care-i coarda? Nu văd niciun coarda. Eu văd ăsta, de... micul. Eu văd așa, dintr-un cerc, dintr-un cerc, cu centru unde? Okay. Cu centru unde? Au luat doar un sfert din cercul ăsta. Da. Asta a luat, arcul ăsta. Da. Și arcul ăsta va fi lungimea cercului de sus. Și atunci vă afla raza mică. Deci dacă vă știi lungimea acestui arc, acest arc devine cercul de sus. Da. Când se unesc. Păi 90. Deci, cum facem? Știu lungimea cercului acesta? Cât e raza în cercul acesta? 4. Cu cine este egal lungimea cercului? Cu 2 pieri. Deci lungimea cercului cu centru în V și de rază cât? De rază 4, parcă a spus, nu? 4 este. Da, da, da. Așa. Egal cu 2 pi. 2 pi ier. Și raza cât e 4, 2 pi ier. 4. Ori 4, ca să mai facem da. O furie cu ierul de acolo. Da, și 3 pi ori 4. Și facem 8 pi. Asta e lungimea întregului cerc. Când poți, nu? Când poți, și atunci, lungimea arcului A prim B prim, lungimea lui A prim B prim, arcul acesta, e 8 pi împărțit la 4 și egal cu 2 pi. Dar acest 2 pi este egal cu lungimea cercului de sus. Adică 2 pi ier mic. Nu? N-am spus așa? 2 pi ier mic este lungimea cercului de sus. Și dacă asta este egalitatea, pentru fi de mine, prin 2 așa și ier mic e egal cu 1. 1 centimetru. Bun. La fel gândim acum pentru cercul mare. Deci lungimea cercului cu centrul tot în V, dar de rază cât acum? VB. Și VB cât este? 8. Este egal cu 2 pi ori 8. Și egal cu 2 ori 16. Împărțim cu el... Da, acest 16 pi e... Jumătate? Nu, e tot cerul. Da? Și atunci, ca să luăm mai în sfert, trebuie să împărțim la 4. Și așa, pe mai de 4 pi. Deci lungimea lui... AB. AB, arcul AB, este egal cu 16 pi. 16 pi. Împărțit la 4 și este egal cu 4 pi. 4 pi. Dar asta, arcul ăsta vine cercul de jos. Da. Care înseamnă 2 pi. E mare. E mare. Și se simplifică dintr-un pi, prin 4 și 2. Și de aici deducție mare egal cu 2 centimetri. În clipa asta, autorul ascunde faptul că el mare și el mic, trebuie găsit din toată povestea asta. Din acea coroană circulară. Asta, asta. Coroana circulară, când s-a unit, arcul ăsta devine cercul de sus, arcul ăsta mare devine cercul de jos. Și așa aflăm raza mică și raza mare. Și așa am aflat raza mică și raza mare. Dar generatoarea e A prim, adică BB prim. Generatoarea e A prim sau BB prim? E în primul caz de noastră. Da? E în prim. Da? Hai, și e egal cu G. Și e egal cu, din figură cu A prim, da? Exact.
De-aia vă întrebam, mai ce am dat cu oameni, știi? A, prim, eu am fost atent, dar mi-a fost teamă ca nu cumva să vedem ca primul ăsta să fie ceva confuzii cu raza, dar nu, e general, dar exact. Am putut chestia asta, bun. Perfect. Deci generatoarea am aflat-o la punctul A, nu trebuie. Cât este? Tocmai ce a spus acum, 4. Generatoare egal cu 4. E egal cu 4. Și egal cu 4. 4 ce e de aici, da? Bine. Volumul trupului, cu cine va? Cu pi, h, pi, 3. Volumul trupului este egal cu pi, h, supra 3. Pentru că raza mare plus raza mică. Raza mare plus raza mică. Ați scris formula și exact, ca să ne învățăm. Plus R mare ori R mic. Și egal cu pi. H. Îl soată pi H. H nu știm. Nu știu. Dar cum o aflăm să vedem? Păi M, M prim, M prim, M prim, M este trapezitor cer. Da, sau ne ducem mai aici. O, asta e O prim, asta e O, tu perpendiculară și trapezul ăsta. Asta e generatoarea, știu eu că e de 4. Asta de aici, hai să vedem cum... E mare. Nu, am mai notat cu... Și cu S. Nu, S, este iar pentru rău. Și mergem și din lucru. Și N, S, N, este iar mare minus iar mic. Adică... Nu așa vine? Iar mare minus iar mic. Și eu dau cu 2 minus 2 și eu dau cu 1. Adică e pi pe 3. Deci știu în clipa asta și... Nu, 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 să aflăm. Și acum să aflăm. N prim S este egal cu... N prim S, care este H-ul. Este la calitatea din 16. Să vedem pe Maria. Maria, 16. 16 minus... 8 minus 1. 1. Și egal cu... Adică nu-i ce face. N-ai ce face. Și am aflat și înălțimea. Și zic acum ai pi ori radical de 15 pe 3. 15 pe 3. Pe lângă. R mare ce era? Pe lângă 4 plus 1. 4 plus 1 plus 2. 2. 2. Și egal cu pi radical de 15 pe 3 ori 7. Din 15 supra 3 ori 7. 6 ori 7. Și n-am ce-i face, da? Da, răspuns corect. 7 pi. 7 radical din 15. Pi de 3. Pi de 3. Pi de 3. Și acum... Să primim aici, da? Răspuns că acum și pe asta. 7 radical din 15. Pi. Supra 3. Acum, la ce trebuie să aplicăm volumul bazei mici plus volumul bazei... Nu, volumul... Colului mic. Pe supra volumul mare. Egal cu? Cu R mic pe R mare totul la 3. R mic pe R mare totul la 3. Și cum, iarăși, diferența între volumul colului mare plus volumul colului mic este tocmai volumul de cel amanuat? Da? Eu. Deci pot să mă duc foarte repede și să văd tot de acolo. Da. Facem asta? Mai da, facem asta. Cât se repetă? Da, se repetă. Cât de înălțimea? Înălțimea colului mare egal cu dă 2 radical din 15. Deci egal cu 2 radical din 15. Egal cu 2 radical din 15. Vedem că este radical din 15 prezent, nu-i simplu. Sinusul unghiul e acela. Nu prim, nu, nu. Păi azi am într-un dreptunghic. Sigur că da. Sinusul egal cu S. Egal cu opusul prin potinus, nu are voie H cu A, nu știu că azi. Da, deci sinusul egal cu opusul. Păi potinus, nu știu că am 4. De ce? Potinus. Adică e radical din 15 pe 4.
Deci sinusul e cam cateta opusă. Adică nu e cât este cateta opusă? Mai de cam 15, da? Mai de cam 15. Supra pa. Și lăsăm așa? Atât. Mai de cam 15 pe 4 și este mai mic ca 1, de echitate. Da. Este mai mic ca 1. E? 16, sigur. Bun. Dacă cumva ne obțineam aici un număr mai mare, ca 1, ar fi fost o trăsnaie. Așa dau și radical 15. Dar nu, n-avem ce face. E 92, deci mai avem timp? Da, asta. Bine, mi-e n-abia și eu să facem un simulat ceva, că asta a fost doar tema, știți? Da, 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 da. Și vedeți de ce e data acum, da. Eu scriu, știți? Este interes maxim. Da, Vierna, în partea pe drog, dar vedeți că vă urmărești, știi, vă... În partea pe drog, Vierna, ca să scriu, vă... Vreau să spun că mi-e dor de fapt și un pic de algebră, mai cum de algebră de... Da, am terminat în toată materia la algebră. Ați terminat o parte. Da, și vedeți, stau simulat de bine și e încă subiectul 3. Subiectul 3. Așa, așa. Deci vă ține... Da, simulare. Ține foarte bine. Asta e o parte. Subiectul 3 este cel care vă dă de... Subiectul 3, da. Punctul de tangență aici, nu? Da,